Mierea de popădie purifică ficatul și rinichii, stimulează producția de bilă, scade nivelul de colesterol rău din sânge, facilitează eliminarea calculilor biliari, rezolvă constipația și ameliorează durerile reumatice. Mierea de popădie, numită adesea miere fără miere, este un preparat foarte apropiat de consistența și dulceața mierii, fiind o alternativă excelentă la mierea clasică. În plus, păpădie are multiple proprietăți benefice. În lume sunt peste 50 de specii diferite de popădie. Frunzele de popădie sunt foarte sănătoase consumate în stare proaspătă, această plantă fiind folosită pentru detoxifierea organismului. Consumul de popădie purifică ficatul și rinichii, stimulează producția de bilă, scade nivelul de colesterol rău din sânge, facilitează eliminarea calculilor biliari, rezolvă constipația și ameliorează durerile reumatice. Cum se prepară mierea de popădie? Ingrediente. Un borcan mare, 350 grame de flori de popădie, trebuie culese când este soare și sunt perfect deschise, între orele 10-12, 3 lămâi bio, 1 litru jumate de apă, plată, de izvor, 1 kg jumate de zahăr bun. Să fierbe apa într-o oală mare, împreună cu florile de popădie și lămâile tăiate bucăți. Să fierbe timp de oră, la foc mic se strecoară lichidul obținut, presând foarte bine florile de popădie, lichidul obținut se pune înapoi în oală, se adaugă zahărul și se fierbe la foc mic timp de aproximativ două ore. Lăsați să se răcească siropul și apoi îl mutați în borcane pe care le sigilați foarte bine. Mierea de popădie este sănătoasă și versatilă poate fi dizolvat în apă și aveți o băutură energizantă, poate fi întinsă pe o felie de pâine cu unt, la micul dejun. Poate fi o alternativă la siropul de arțar. Acest sirop este excelent pentru sistemul urinar, fiind recomandat mai ales persoanelor cu probleme de ficat, de stomac, de pancreas sau de rinichi. Multă sănătate! Profitați din plin de beneficiile mierii de popădie după ce ați cerut sfatul medicului. Abonați-vă să rămâneți la curent cu noutățile, apreciați materialele și distribuiți canalul.